Și facem așa. Pasul închis, întindem talon, întindem. Mergem cu el spre lateral. 2 și sus și lipim. Da? Nu vă duceți, ce rugămintea am este când vă duceți cu piciorul spre lateral. Nu mișcăm spatele de pe salteluță, da? Eu cred că îmi place totul. Mie nu-mi plac abdomenele. Mi place două sus, două jos, două da. Picioarele. Sunt grele. Da. Păi, trebuie să scup prea tare. Ziua la fel. Obosesc prea tare. Pentru că sunt grele. Da. Să faci balet nu e lucru ușor, nici pentru cei mici, nici pentru părinți, nici pentru instructor. Nu e ușor pentru părinți, pentru că nu e întotdeauna simplu să vii în fiecare miercuri sau luni sau vineri seara după serviciu, cu cea mică la orele de balet, poate nu ai chef, stare, vlagă, dar vii pentru că facem cu toții sacrificii pentru lumina ochilor și apoi, hai să fim serioși, ți-e mai mare dragul să o vezi pe cea mică fericită, bucuroasă și cu zâmbetul pe buze, chiar dacă sunt zile în care banii dați pe orele de balet ți se par doar bani aruncați. 4, 5, 6, 7... 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, capul, 5, 6, 7, 8 și... Nu e ușor pentru micile balerine pentru că nu toate exercițiile sunt ușoare și nu toate mișcările înseamnă doar dans și țopăială. Întărirea spatelui, senzația de brațe fără oase, foarte suple, în contrast cu mișcarea robustă a picioarelor, exercițiile la bară care transformă baletul aproape într-o știință exactă, repetiția exercițiilor, toate acestea nu sunt deloc ușoare pentru un copil care își pierde repede răbdarea, care plânge ușor, care trebuie să aibă o motivație puternică pentru a continua ceea ce nu e lapte și miere tot timpul. Nu e ușor pentru instructor pentru că nu întotdeauna lebedele mici și foarte mici sunt ascultătoare. Sunt zile în care mintea îți spune să renunți, să ieși acum din clasă, să fugi mâncând pământul. Zile în care omul din tine își aduce aminte că are un trup care are și el nevoile și scârțierile lui. Zile în care parcă toate astrele sunt împotriva ta, dar ora trebuie să continue. Copiii nu trebuie să simtă nimic din ce ai pățit, din ce ți s-a întâmplat. Zile în care trebuie să fii autoritar și ți-e greu. Zile în care trebuie să fii cu zâmbet și ți-e greu. Zile și zile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, prost! Pentru că așa cum spuneam la început, să faci balet nu e ușor. Ce mă deranjează cel mai tare la ore de balet? Când le fac observație și nu văd absolut nimic pe picioarele lor. Asta este frustrarea mea. Au fost momente când ți-a venit să renunți? Da. În momentul în care lucrez cu cei mici sau mai mici de 4 ani, și încep să, în timpul orei încep să-mi spună vreau la pipi, vreau apă, este de ajuns doar una să înceapă să vrea acest lucru și toată clasa vrea ori la pipi, ori să bea apă și atunci vine să ies din clasă. Albinuțele, așa cum s-au numit chiar ele împreună cu doamna profesoară, sunt cel mai bun exemplu că dedicația și munca asiduă, împletite cu bucuria de a împărți un lucru minunat, pot duce la performanță. Și performanța e cu atât mai împlinitorie cu cât rezultatul nu se lasă așteptat. Bianca, Maria, Irina, Delia, Briana, Ana, Iulia, Ana Maria, Daria, Alexia, Eva, Sara. 12 albinuțe cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, care pentru început au luat premiul întâi la Bucharest Dance Festival, secțiunea formație mini-ballet și acum se pregătesc intens pentru Dance World Cup, sub atenta îndrumarea profesoarei Monica Bălărie. Și strânge piciorul! Intră! 2, intră, 1, poză, de la început, 1. Trebuie să vă faceți. 6, 7, 8, 1, 2, sus, 3, 4, strâns, 5, 6, 7, 8, ușor și se intră. De curând
am participat la un concurs cu o grupă, cu grupa de avansate și am luat premiul întâi, a fost pe neașteptate și cred că asta este, și este primul nostru rezultat și asta ne dă un șut înainte să mergem. Cum văd albinuțele lucrul cu doamna profesoară? E numai bună. Da. Eu mă înțeleg atât de bine că mi-e drag de ea. Mie îmi place când ne pune să facem sfoara, șpagatul. Că dansăm. Mie îmi place mai mult dansările când le repetăm. Că este drăguță cu noi. Dar sunt momente în care nu e drăguță cu voi? Nu. Sunt momente care ne ceartă. Pentru că nu facem bine de asta. Da. Dar asta înseamnă că ne explică și e un fel de drăguță. Da. Îmi place cum face dansurile. Ea spune că e cea mai tare profesoră de balet. Că învățăm lucruri noi. Și mi-e place fiindcă o iubesc pe Monica și pot să arăt lui mama ce mai fac. Mie îmi place pentru că învăț tot felul de dansuri. Cum se văd orele de balet de acasă sau din sală, ne-au spus chiar părinții albinuțelor. Prima dată am venit pentru acele costumașe frumoase și pentru puțină mișcare. Iar acum continuăm că îi place. Am descoperit că îi place și nu se mai poate opri. E o activitate foarte capacitativă, dacă pot să spun, care sper să-i solicite multe abilități și fizice și intelectuale. Nu e de ajuns să faci un sport așa, să aruncarea cu privirea, ci trebuie să te dezvolți armonios. Ce părere aveți de profesoară? Ăsta e și un alt motiv pentru care Eva vine la balet. Se înțelege extraordinar cu doamna instructoare, cum îi spun ele, cu Monica. O iubesc foarte mult fetele, cel puțin fata mea este încântată de colaborarea cu Monica. Îi face fel de fel de chestii de-astea, cadouașe micuțe, brățări de nu știu ce, desene. Este tristă când Monica le ciufulește, dacă pot să zic așa, le ceartă. Se bucură când Monica le pupă și le laudă. Și asta pentru mine e un lucru foarte bun, că colaborează așa de bine cu fetele. Dacă nu s-ar înțelege bine, probabil că nu și-ar mai dori nici copilul să vină la balet și normal că nici nu aș mai aduce. Unu, doi, trei, 4, 5, 6, 7, 8. Iată că și-a revenit! Bianca vine la balet pentru că ea și-a dorit lucrul acesta. Din cauza balerinei din desenele animate, am crezut că este o joacă, dar se pare că îi place. Pentru că deja vine de 2 ani de zile și zic eu că depune destul de multă pasiune ceea ce face. Chiar dacă ea este numită Duracell. Și se joacă cu nervii persoanelor din jurul ei. Repetă din coreografii. Îi place că deja a ajuns la alt nivel. Concursul din toamnă a motivat-o foarte tare. Spectacolul de la Crăciun a avut alt farmec și atunci este mai motivată. Pe Daria n-am adus-o eu, m-a adus ea pe mine la balet. În urmă cu mai mult timp, cu 2 ani, ne-a tot zăpăcit că vrea balet. Am încercat să o îndrumăm către altceva și n-am reușit. După care s-a întâlnit cu prietena ei, Ana, și împreună am hotărât să începem această minunată aventură, care pentru ea e o bucurie. Inițial am adus-o pe Iulia la gimnastică ritmică. A început cu gimnastică ritmică la sala Olimpia, după care am renunțat deoarece era foarte departe și am optat pentru balet la Dance Planet. Treptat și-a dat seama că îi place mai mult baletul decât gimnastica ritmică. Toată lumea, ochii la mine, strânge burtica, strânge, nu mai îmi țopăiți pe demipoant ieșirea. Poziția 1, spatele, jos umerii, gâtul lung, 2, 3 și bună seara, mulțumim, bravo, 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 fac!